Furnizarea apei calde în municipiul Galați în sistem centralizat a fost subiectul majorității proiectelor de hotărâre ale ședinței extraordinare a Consiliului Local. A fost majorat capitalul social al societății Calorgal, s-au aprobat prețurile locale pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice destinată populației pe bază de gaze naturale în centrale termice. Consilierii au aprobat și modificarea subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț. Apa fierbinte va fi asigurată ca produs principal de la Combinatul Siderurgii Galați și are la bază o convenție semnată de UAT, Municipiul Galați, ArcelorMittal, Electrocentrale și Societatea Calorgal. O dată mulțumesc pe această cale celor de la ArcelorMittal, care au făcut sacrificii proprii, furnizându-ne gigacaloria la un preț sub prețul lor de producție. A fost un gest pe care au vrut să-l facă în întâmpinarea orașului, oamenilor din oraș. Îl apreciem ca atare, le mulțumim și sper ca acum să urmeze cealaltă parte, mulțumirea cetățenilor ca o apă caldă și această mulțumire să se reflecte în plata facturilor. Altfel, riscăm să ajungem de unde am plecat. Și nu mai e vinovat nici Stan, nici ministru, nici Dumnezeu, nu mai e vinovat nimeni. E vinovat cel care nu plătește și care falimentează un sistem, care este totuși cel mai ieftin sistem care poate exista astăzi. Câteva amendamente au fost aprobate pentru a reglementa anumite situații privind exploatarea zonelor unitare de funcționare a sistemului centralizat. Viceprimarul Florin Popa a propus blindarea asociațiilor care nu au semnat contractele de furnizare a apă caldă. Consilierul Zanfir Ilie a propus monitorizarea lunară a societății Calorgal, iar primarul Marius Stan a cerut să fie achitat un fond de rulment constituit prin plata în avans a unei facturi. Pentru asociațiile care până în momentul de față n-au încheiat contractele de furnizare, respectivele asociații să fie blindate, pentru că nu poți să furnizezi un serviciu fără să ai o bază contractuală. Lipsa unui contract presupune imposibilitatea societății care face distribuția pentru facturarea și încasarea respectivului serviciu. Deci e normal să furnizăm serviciu și tot Consiliul Local a fost de acord să luăm măsuri în spiritul ăsta și să asigurăm resursele materiale pentru finanțarea acestei activități, dar de acest serviciu trebuie să beneficieze doar cei care s-au angajat pe baza unui contract și a unei convenții că vor achita contravaloarea serviciului. Vă propun, fiindcă este o problemă foarte caritabilă ca organul, să monitorizăm lunar, așa, odată cu aprobarea proceselor verbale a ședințelor pe care le-am parcurs, lunar să monitorizăm activitatea de la ca organul. Îi ajutăm și pe dumneavoastră, ne ajutăm și pe noi. Contractul de furnizare a apei calde este valabil doar până în luna septembrie. Ulterior, apa caldă și căldura va fi furnizată prin punerea în funcțiune a cazanului de apă fierbinte achiziționat de la Brăila. Semnarea contractelor de către doar 300 de asociații este considerată satisfăcătoare pentru funcționarea economică a sistemului centralizat.